lui Zeno, neobosit, îndrăgostit, și m-aș bucura dacă domnul profesor Zeno Fodora spune și dumneavoastră câteva cuvinte scurte. I-a făcut o surpriză, dar surprizele sunt, se fac la cafenea, aici fără etichetă. Da, sunt foarte mândru de faptul că mi-a fost dedicată această carte, pentru că Daniela spune că eu sunt cel care a convins-o să se apuce să scrie literatură. Am simțit în ea talentul pentru acest gen și iată că a ajuns la a treia carte de literatură, fiecare însemnând un pas înainte în evoluția ei scriitoricească. Cartea este într-adevăr foarte frumoasă, scrisă într-un limbaj deosebit de elevat și cred că este una din cărțile de poem în proză dintre cele mai importante care au apărut la noi în ultimul timp. Mă bucur pentru ea și o felicit și aștept cu nerăbdare cartea următoare.